Doamna Lilia, îmi cer scuze că vă deranjez. Eu am nevoie de ajutor dumneavoastră, doamna Lilia. Dar eu vă ascult foarte, foarte atent. Ok, uitați-vă, eu astăzi vin la dumneavoastră cu un mesaj frumos, un mesaj de suflet, un mesaj deosebit. Știu că ați sărbătorit ziua de naștere câteva zile în urmă și n-am putut, din păcate, să vă felicit chiar de ziua dumneavoastră. Dar știu că ați avut parte de multe momente frumoase, de flori, de emoții. Am un mesaj deosebit. M-a rugat cineva să vă dedic câteva cuvinte. Uitați-vă, eu înregistrez acest moment așa. Ok? Vă rog să-l ascultați. Și o să înțelegeți din partea cui vine. Eu cred că deja vă dați și seama, dar oricum. Da, bineînțeles. Vreau să vă emoționez, doamna Lilia. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Cu plăcere. În această toamnă frumoasă își sărbătorește aniversarea o doamnă frumoasă la chip și la suflet. O profesionistă de excelență ce are un mare dar de la Dumnezeu de a trata inimi și suflete. Calea vieții să vă fie luminată, iar ochii să nu vă fie triști niciodată. Să rădeați mereu de fericire, să aveți bucurii de la copii și nepoți, să mergeți doar pe drumuri acoperite cu petale de trandafiri, fericirea să vă însoțească la orice pas, norocul să vă aștepte la orice colț, iar sănătatea să nu vă părăsească niciodată. Din suflet vreau să vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră zilnice și pentru grija pe care o manifestați față de sănătatea mamei mele. Sunteți o doamnă cu suflet mare, disponibilă chiar și în clipele în care poate vă simțiți mai rău. Eu apreciez foarte mult atârnarea pe care o aveți față de ea. De la dumneavoastră am învățat să fiu mai puternică, să mă descurc mai ușor în situații în care îmi pare că nu mai găsesc soluție, să cred mai mult în forțele proprii. Sunteți o femeie de aur. Mulțumesc zi de zi Domnului că vă cunosc și că mă vegheați de la distanță. Îmi sunteți ca un înger păzitor. Iar pentru asta vă mulțumesc până la lacrimi. Vă sunt recunoscătoare și fiicele mele că îmi purtați de grijă și mă susțineți. Dumnezeu să vă răsplătească din plin pentru bunătatea inimii dumneavoastră. Vă cuprind cu drag și vă doresc tot binele din lume. Iar zâmbetul dumneavoastră dulce să nu dispară de pe chipul senin. La mulți ani încă o dată, doamna Lilia. Eu... Mulțumesc din suflet, m-ați emoționat până la lacrimi. Cu plăcere, doamna Lilia. Mesajul din partea mamei, dar mi-am permis așa să-l... pe alocuri să-l modific, pentru că ne alăturăm și noi, fiicele ei, la cuvintele frumoase pe care mama vi le-a dedicat. Știți foarte bine că avem o stimă deosebită pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc de tot sufletul. Să aveți parte de emoții pozitive pe parcursul vieții. Cât mai mult emoții pozitive, cât mai puține clipi de tristeță. Și dumneavoastră la fel. Să mulți ani alături de dumneavoastră, ea să se mândrească cu succesele și realizările dumneavoastră, care niște fiice minunate, ambele m-ați impresionat foarte mult. Vă mulțumesc din tot sufletul. Plăcerii. Doamna Lilia, eu știu că sunteți la lucru și că aveți un rând de pacienți la ușă care vă așteaptă, dar vreau să-mi mai dedicați încă puțin timp. Vă rog frumos, pentru că vreau să vă cânt. Știu că dumneavoastră iubiți viața și eu vreau să vă cânt un cântec foarte frumos. Da? Imaginați-vă pe o clipă că sunt un pacient și mă vizitați acum pentru timpul pe care mi-l dedicați. Vă doresc să fiți sănătoasă și sper când vin acasă să pot să vin să vă îmbrățișez. Viață, viață, spic de veșnicie, încolțit în calea omului, zbor precum un puf de păpădie și încotro la nimeni nu mai spui. Viață, viață, mai îngăduiește
Lasă tinerețea să mai stea, câtă vreme inima iubește, ești și tu frumoasă viața mea. Zi de zi când mă trezesc, strig cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viață. Zi de zi când mă trezesc, strig cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viață. Doamna Lilă, fiți sănătoasă! Viață, viață, când ai fost mai crudă, eu pe tine nu m-am supărat. Chiar dacă aveam privirea udă, am zâmbit și încet m-am ridicat. Viață, soro, ai și tu răbdare, mai încetinește pasul tău. Tu ai stat cu mine la hotare, când mi-a fost mai bine sau mai greu. Zi de zi când mă trezesc, strig cu lacrima pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viață. Zi de zi când mă trezesc, strig cu lacrima pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viață. Și cât de dragă ne sunteți nouă, doamna Lilia. La mulți ani, încă o dată. Mulțumesc, mămica, vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc tot binele din lume. Ultimul mesaj. Un pic, să vă las pe o notă mai veselă și o să lucrați astăzi cu altă dispoziție. Da, da. Vă mulțumesc că ați găsit timp pentru mine. Ați crezut că e ceva rău la mijloc, așa? Păi din una nu era să-mi răspundeți. Astăzi este ziua mea, an de an a fost așa, toți prietenii mei știu că sunt vesel și am să fiu. Anii câți am adunat, într-un sat am aruncat și pe apa râului am dat drumul sacului. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua doamnei Lilia! Azi petrecerea e a mea, mâine-i ziua altuia. Viața trece, nici nu știi, fă-i pe voie inimii. Cântă viața s-o trăiești, doar așa întinerești. Cântă, toarnă-ți în pahar, să uiți de dor și amar. Ziua trece, anul trece, ca și omul trecător. Hai cu mine și-o-mi petrece toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă corzile. Te-am chemat la o zi mare, ziua doamnei Lilia. La ra ra ra, la ra ra ra, la ra 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 ra, la ra ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra. Doamna Lilia, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru o felicitare inedită. Cum sunteți dumneavoastră și obișnuită, așa e și felicitare. Vă cuprind cu mare drag. Și eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Da, vă las să lucrați. Să vă păzească Dumnezeu. Emoții pozitive. Ok. La revedere. Și dumneavoastră la fel. La revedere. Mergem.